Bună seara! Am avut o ședință de guvern astăzi scurtă. Era nevoie de ordonanță de urgență pentru organizarea guvernului. Știți foarte bine că apar două ministere noi. Sunt câteva agenții care se mută. Agenția de Digitalizare a României se mută de la guvern la minister. Deci au trebuit să luăm aceste decizii astăzi și am avut nevoie de această ordonanță. În același timp, am văzut și deja discuții în spațiu public și trebuie să clarificăm pentru bugetul de anul viitor ce măsuri rămân și care, cum se vor prelungi. Înainte să ajung la aceste măsuri, trebuie să vă spun că pentru bugetul de anul viitor rămânem la ceea ce am spus și până acum. Adepții unei consolidări fiscale, ceea ce înseamnă că vom construi un buget cu care vom veni în Parlamentul României cu un deficit bugetar în jur de 7% din PIB, ceea ce arată, pe de o parte, angajamentul nostru ferm pentru consolidare fiscală. În același timp, este un deficit bugetar care, în contextul economic actual, nu pune o frână economiei. Politica fiscală rămâne stimulativă în 2021. Este adevărat, așa cum estimăm noi, doar în prima parte a anului, sau poate se va muta către o politică fiscală neutră în partea a doua anului, dar în ceea ce privește economia și cum vedem noi lucrurile, politica fiscală rămâne stimulativă în prima parte a anului cu un deficit de 7% din PIB. Au fost mai multe discuții astăzi despre buget. În perioada următoare veți vedea pe toate, vom fi așa cum am promis, o să fiu foarte transparent și veți vedea și astăzi cu aceste măsuri. Am mai avut, pentru că știu că este tot de interes public, discuții în toată această perioadă și se consolidează referitor la amânarea ratelor la bănci, plata ratelor la bănci. Știți foarte bine că există o decizie a EBA, Autoritatea Bancară Europeană, care spune că se pot amâna aceste rate până la 9 luni. Dar în acest moment am găsit o soluție, zic eu, pe care o vom prezenta, prin care vom putea să prelungim pentru anumite categorii această facilitate. Când o să avem, și sper să în zilele următoare să avem detaliile, o să venim și cu această ordonanță public, dar vreau să îi asigur pe români că am lucrat în această perioadă și ne apropiem de o soluție care să permită celor care au fost încă și sunt încă afectați de această perioadă de criză să poată să beneficieze în continuare, sau alții care au fost afectați mai târziu, să beneficieze de această facilitate. Repet, detaliile le voi prezenta în zilele următoare. Este o soluție care intră în acel șablon pe care l-a dat Autoritatea Bancară Europeană. Revenind la măsurile pentru 2021, această ordonanță care va fi pusă în transparență în această seară și vor fi aprobate în ședința de guvern de miercuri. Se prelungesc măsurile active până la 30 iunie 2021. Indemnizația acordată pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, acordarea angajatorului pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă. Este vorba de, și foarte bine, pentru angajații, de exemplu, care au revenit din șomaș tehnic, statul plătește 41,5% din salariu, se prelungește această măsură. Munca flexibilă este o măsură care cred că se va permanentiza în România. În continuare sunt acele măsuri de ajutor de stat prin intermediul IMM Invest. Noutatea este că Agro-IMM Invest o să fie aprobat în ședințele următoare de guvern. Sper să fie gata cu toate avizele. Este o măsură pe care o așteaptă cei din sectorul agricol, cu garanții de până la 1 miliard de lei. Se promovează, va fi aprobată și promovată schema de ajutor de stat pentru unele măsuri pentru acordare de sprijin financiar pentru Horeca, iarăși o măsură care este foarte mult așteptată. Schema, știți foarte bine, are un buget de 500 de milioane de euro. Continuă și în 2021 vouchere de vacanță în valoare de 1450 de lei pentru stimularea turismului românesc. Vedeți, pentru Horeca, pe de o parte avem acest sistem de ajutoare de stat, continuă sistemul voucherilor și vă pot spune că până în martie impozitul specific pe care îl plăteau cei din acest sector o să fie scutiți de impozitul specific pentru acest sector. Deci, în continuare, măsuri pentru susținerea sectorului Horeca.
angajatorii sau companiile vor avea posibilitatea să decide până la 31 martie 2021 în ce mod își dori să stingă obligațiile bugetare, corespunzător situației fiscale, respectiv așalonare simplificată și așa mai departe. Aceste măsuri se extind. Se extinde și măsura cu obligații bugetare ce pot intra în restructurare, astfel încât să poată forma obiect al restructurării obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2020 și nu la 31 iulie 2020. Deci, pot să fie restructurate datoriile care au ajuns până la 31 decembrie 2020, nu doar cele până la 31 iulie 2020, deci mai multe companii. Și, în ultimul rând, în ceea ce privește angajații din mediul bugetar, am spus-o, o repet și o voi spune tot timpul. Nu sta dreptul tăierii salariilor, nu vor fi tăiate salarii. În acest moment analizăm, însă dacă legea în vigoare este eficientă, privind salariile din domeniul public, au apărut tot felul de anomalii și excepții în momentul în care această lege a fost aprobată. Vom face o analiză amplă, vom veni cu rezultatele și iar până atunci veniturile angajaților se mențin la nivelul anului 2020, decembrie 2020. Deci veniturile angajaților din sectorul public, atât al central și cât local, se mențin la nivelul venitului din decembrie 2020, până la momentul în care vom avea o analiză asupra efectelor și implicațiilor legii salarizării, acele excepții care au tot apărut și așa cum a fost modificată și aplicată greșit, spun eu, în ultimii ani. Acestea sunt în mare parte măsurile. Da, astăzi am avut o discuție cu patronatele și sindicatele despre salariul minim. Pe de-o parte, știți foarte bine că economia României trece prin o criză economică alături de toate economiile lumii. Pe de-o parte, antreprenorii care au dus greul anul trecut, au susținut economia în această perioadă de criză, au venit cu propunerea de a menține constat, deci de a nu crește salariul minim în economie. Pe de altă parte, bineînțeles, sindicatele au venit și cu o propunere de a crește salariul minim cu peste 7%. Eu spun că am găsit o formulă de compromis pentru toată lumea. Salariul minim, din punctul nostru de vedere, va crește puțin peste rata inflației. Rata inflației anul acesta este estimată sub 2%, în jur de 1,8%. Salariul minim crește cu 3,1% pentru anul viitor. Atât asta arată că susținem veniturile românilor cu veniturile mici ale românilor, în același timp înțelegem costurile pentru antreprenori și credem noi că este formula care să susțină dinamica economiei în 2021 și în viitor. Toate aceste măsuri cu care venim, cu acest pachet de măsuri și mai sunt și altele care vor veni și în ianuarie, trebuie să știți că nu sunt măsuri pe care le luăm doar pentru această perioadă. Sunt măsuri pe care le luăm pentru termen scurt, spun eu, perioada 2021-2024, măsuri care vor susține creșterea economică sustenabilă în perioada 2021-2024, dar în același timp așează economia pentru o creștere economică puternică pe termen mediu. Și mă gândesc aici până în 2028. Sunt măsuri, veți vedea, care vor avea un impact pozitiv imediat ce vor fi adoptate, așa cum am văzut și în acest an, care va avea implicații pentru reducerea dobânzilor, pentru reducerea inflației și creșterea venitului net în economie. Toate aceste măsuri la pachet vor duce la acest rezultat. Vă mulțumesc. Ne vedem miercuri după ședința de guvern.